Rochii de mireasă, costume pentru bărbați, flori, cabine foto, mărturii, restaurante sau organizatorii de evenimente. Timp de 3 zile, fiecare expozant și-a etalat cele mai bune oferte pentru viitorii miri. Mers pe culori vii, cum ar fi verde, pe tonuri vii, cum ar fi verde, dar nu am exclus nici culoarea vedeta acestui an. Este vorba despre ultraviolet, care se regăsește în paleta noastră cromatică. Nu ne-am dorit un decor banal mergând doar pe violet, tocmai de aceea l-am asociat cu tonuri de roz, ciclam, orange, portocaliu, fiecare dintre ele fiind culorii recomandate de către Institutul Pantone din Franța, cei care dictează cumva tendințele la nivel internațional. Invitata specială a evenimentului din acest an a fost actrița Doinița Oancea, care a oferit sfaturi de frumusețe viitoarelor mirese. În primul și în primul rând, eu cred că ele ar trebui să știe care le este stilul. În momentul în care tu știi care este stilul tău vestimentar, ți este foarte ușor să alegi zona din care să probezi mai multe rochii, da? Asta este unul dintre factorii importanti. Mai este important apoi, ca să-ți alegi rochia de mireasă, locația. Este importantă povestea sau conceptul evenimentului tău cu totul, pentru că dacă faci o nuntă pe Pajiște, poți să ai o rochie lejeră, dacă faci o nuntă la plajă, poți să mergi către boho chic. Dacă faci o nuntă într-un castel, mai indicat ar fi să ai o rochie din aceea princess sau cu influențe regale, cum îi spun eu. Evenimentul este proiectat să inspire și să-i sprijine pe viitorii miri în luarea deciziilor potrivite pentru nunta lor, în acord cu așteptările și personalitatea lor. Noutățile în ceea ce privește designul, atât la nivel internațional cât și în colecția noastră, constau în simplitate și în țesăturile deosebite, prețioase, iar tendința, așa cum o resimțim noi în materie de nunți, miresele merg pe variante mult mai simple, mai fluide, mai confortabile, de aceea am mers pe croiuri simple, însă pe materiale extrem de prețioase, cum este mătase, aplicații manuale, bijuterii integrate în rochii și așa mai departe.